Pentru noi e destul de sensibil, ținând cont mai ales de specificul specializărilor noastre, care impune o prezență fizică a studenților în sălile de curs, mai ales pentru specializările practice de la actorie. Și sperăm ca soarta, pandemia să fie îndurătoare cu noi și să putem petrece cât mai mult timp în sălile de curs. Trebuie să ne adaptăm cumva situației în care ne aflăm. Sunt puțin emoționată, dar ca orice început trebuie să apară și acesta. E cu emoții, vă dați seama, dar nu neapărat din cauza pandemiei. E un început nou și da. Te-ai pregătit și pentru eventualitatea în care cursurile se vor ține online? Cum crezi că va fi? Da, m-am pregătit, dar aș dori să fie fizic, fiindcă e mai bine pentru toată lumea și mai ales pentru studenți. E ok din punct de vedere al perioadei în care ne aflăm. Ar fi ok dacă nu am stat cu mască și în momentul de față, având în vedere că avem o distanță de un metru. Nu s-a la cămin, deși mi-aș dori. Este un an dificil pentru că este un nou început. Trecerea de la Liceul Militar la Academie este un pas foarte mare. Este un pic dificil că, mai ales la început, nu ne cunoaștem atât de bine și ne ia ceva timp până ne cunoaștem cu mască. Pentru mine, începutul acesta de an universitar ar trebui să constituie o nouă etapă a vieții în care ar trebui noi, din punctul meu de vedere, studenții, să trecem peste toată tevatura aceasta și să ne gândim mult mai pozitiv la viitorul nostru. Pandemia a venit, dar noi avem datoria de a face orice ca să trecem cu bine peste ea. Pentru început este foarte frumos, am reușit să mă adaptez destul de bine și am reușit să creez o legătură cu noi, mei colegi. Chiar și așa, cu mască, cu restricții, cum v-ați descurcat? M-am obișnuit încă din liceu, pentru că eu am făcut liceu militar la Craiova și o perioadă destul de lungă am trecut prin aceste condiții și acolo.